Era foarte bună pentru memorie. Nu, lecitină, scuze. Lecitină. Hotărăște-te. Lecitină, lecitină. Spirulina e pentru creier. Mai bine mi-au Memo Plus. Păi lecitina, conține lecitina, e foarte bun. Uite, bă, ăștia, aș fac publicitate aici, pe live-ul nostru. Dar unde e? Unde ești? Ăsta un mall, am venit cu Niki să-și ia nu știu ce haine și după aia mergem la un restaurant brazilian, ceva cu carne de toate felurile. Carne de, ceva de prepeliță. Ha? Carne de prepeliță. De struț, de ce, de măgar. Stai un pic așa. Carne de toate felurile de carne, nu știu. Păi și ce carne vrei să mănânci? Păi nu știu, ce găsesc pe acolo? Îți dai seama că o să încerc din toate, că plătești 65 de dolari la intrare și mănânci și bei cât vrei tu. O să plimbi așa niște... All you can eat. Ha? All you can eat. Așa se cheamă. Nu cred. Stai că nu te aud. Am fost și eu la din ăsta, dar nu mi-a plăcut. Ha? Am fost și eu la din ăsta și nu mi-a plăcut, dar era chinezesc când am fost eu. Da, bun, dar aici e altceva. Da, îți dai seama. Stai un pic, a. Bă, dar nu vă certați, bă, aici, în chat. Dar câți ai pe live? 233. Da, startup-uri, da, startup-uri, da, startup-uri. Auzi, zi. El sărac, ăsta mic nu... Nu aude, dar nu poate să facă live și e supărat. Ar face și el. De ce? A? Că nu, aici e cu de-asta, de vârstă, restricția... A, restricționează. Și românești, la fel. Mie nu mi-a cerut niciun ID, nimica. Unde mergem, Alex? Dar ce trebuie să-ți ceară ID? Că se vede după față. Hai să dăm un mail. Dar stai că nu știu ce... Nu știu ce net o să am, că mergem în parcare. Na, ce facem? Hai, dar zile ceau la oamenii de pe TikTok. Ia e Nicole, verișoara mea, care învață extraordinar de bine, nu? Da. Na, o să vorbiți cu ea mâine. Mâine la ce oră pleci înapoi? De după mar. Aoleo. Na, mâine apare și Nicu. Sunt Liga C5. E bine asta? Te pup, Oana. În C5, eu sunt în B5. Ai, deci tu ești ca și cum ai șmecheră? Cred că da, dar cred că de la inimioarele de membru. Ia, cum se pune inimioara de membru? Trebuie să dea oamenii inimioara de membru, genul... A, da, dați acolo ce zice Bianca. Da, ce zice Bianca. Lângă numele tău este o inimioară, o vezi? Văd și scrie 381. Așa, cu cât ai mai multe acolo, cu atât crești mai mult în ligă. Dați acolo inimioarele de membru și dați startup-uri și dați distribuiri și de toate. Corect. Dacă mă iubiți, dacă mă iubiți. Dacă nu mă iubiți, nu trebuie. Corect. S-a atins obiectivul, avem ori 2, o spargem. Ce? Și eu l-am făcut. Avem ori 3. Am intrat foarte târziu. Uai, dar ce... Vin să fac tot. Opa, rămâne fără semnal. Ori 3. Avem... Nu! Ne bate, mă. A, nu, îl bate. A, mulțumesc. Cine mi-a dat? Ce 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 mi-a dat? Cine mi-a dat cadou? Cine îmi dă cadourile? Mariana, mulțumesc! Cine îmi dă cadourile acestea? Că nu-mi dau seama. Ah, Forst cu Cicea SRL. Mulțumesc, dați follow la Forst cu Cicea, pe care m-ați fără internet. A venit iepurașul. Eu nici nu văd foarte bine din cauza ochiului. Pentru că și acum am o ustură. Vezi la net. Ai semnal acum, dragă. M-auzi? Dacă m-auzi, ridică un deget.
Nu te aud. Te aud, mă, te aud. Gata, merge bine. Revenit. Vezi că iei bătaie. Iuhu. Hai, mă, dați acolo, mă, tap-tapul, mă, 500. Mă. Aira, tap-tap, bă, ce faceți? Ce faceți, eu, bă? Noi suntem jumate. Ia, mă, zi. Aira, tap-tap, hai. A primit mănușa. Avem și mănușa. A, acum. Aira, aira, acum, acum, aira, 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 acum, aira. Nu, nici. Aira, aira. Acum, haide, haide. Dar merge bine, netul? Merge, merge. Aoleo, aoleo. Aoleo, că acum vine puterea. Venim, acum venim. Acum vine puterea. Nu. Haide odată, haide, mai, haide. Bravo, haide, 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 haide. Mănușă, avem și noi mănușă. Dar mai avem una și noi, stai liniștit. Haide, mai, haide, haide, bravo, bravo, haide, haide. Nu mai trimite TikTok-ul. Asta. Mulțumesc de iar. No, no, low burgers. Low burgers, thank you, 10 minute, 10 minute, 10 minute. Și nu uitați de nimeară, ce 10 minute, mă? 10 secunde, da, scuze. Haide, haide, haide. Da, stai, ai emoții. Da, e, da, mulțumesc. Ce bine stă. Ce bine stă așa. Denis. Mulțumesc, Victoria. Ei, na, ce ți-am zis că stă bine cu trompă? Chiar am făcut un... Dar nici n-am văzut. A, eu... Măi, Eduard, de ce mi-ai pus ăla cu... Haide, opa, haide. Opa, vezi că e, vezi că e nasol, vezi că e nasol. Haide, haide, bravo, haide. Bravo, bravo, haide, haide. Mi-a văzut ce cadou am pus mie. Pe mănușă, pe mănușă, haide, haide. Haide, 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 pe mănușă. Pe mănușă, dați acolo pe mănușă. Momentan, ești aproape înspre ea la bătaie. Vai de mine. Are că pierdem, haide. Dar merge netul. Mere, mere, mere. Bună seara, fetele, bună, 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 dați follow la primele locuri la mine. Bravo, bravo, thank you, Alex, thank you, Darius. Trei întrebări? Trei întrebări, da. Ai, ce pierd. Ai de mine și de mine ce pierdem. Dă-mi căciula, că nu-mi stă bine părul. Da, nu stă bine. Unde-mi căciula, bă? Bă, bă, mi-am pierdut căciula, bă. M-ai bătut, nu? Da, mulțumesc, Force, mai cu cei ce-ați relatat. Stai, stai, stai să întreb lumea, stai să întreb lumea. Mai facem un meci? Alex, mai vrea unul. Follow la primul loc. Dar și noi intrăm la ore din asta, dar de fapt când se gândi că m-am plimbat? Facem, da, uite, oricum, facem. În România, dacă intri mai târziu de ora 1, deja e foarte târziu, de-aia și eu am intrat târziu. Oh my god, s-a mai bătut. Na bine, no haida, întreabă. Bun. Aștept. Prima întrebare. Hai să-i pun căștile și la Alex, că poate să răspundă și el. Ce? Dar trebuie să ne pună întrebări acum, ia. A, ce eu? Nu. Tot doar listen. Așa. Prima întrebare. Ai putea să ne spui, dar nu spui da și doar da, trebuie să și răspunzi. Ai păi da, și dacă e nu și doar nu? Nu, dacă spun, ai putea să ne spui trei defecte ale tale, nu trebuie să zici da, trebuie să spui bine, da. Bine, haide, 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 haide. Ai putea să ne spui trei defecte ale tale? Aș putea. Dar pentru cine? Dar pentru cine? Pentru tine vrei defecte sau? Era sigură că... Te interesează pe tine. Ok, na, hai să vedem. Un defect. Ești foarte critic, foarte critic. Așa. Alt defect. Pot să-i zic și că e defect, că sunt perfecționist, trebuie să iasă totul la... Mai un pic și spui, ești prea frumos și asta e cel mai tare defect. Nu, așa. Și alt defect e că, virgulă, când iubesc, parcă mi se pune ceva ceață și nu mai înțeleg nimic. Oh my god! Na, haide, haide. Asta a fost prima întrebare, ușoară. Zici și tu un defect de-a tău. Așa, zi, Alex. Haide, alt meci. Și acum jucăm tot pe... Haide, haide, dă tap-tap, haide, tap-tap, haide. Trebuie să răspunzi, Alex, nu, haide, haide, zi defectul. Da, zi defectul, Alex, haide, ce răspunde. Zi? Răspunde un defect de-a tău. Ce? Bă, un defect, adică ești prea... Dă nu prea mult. N-are defecte. N-are, de... el e perfect, haide. Corect. Pentru mine. Da, a doua întrebare. Cum a fost experiența cu primul sărut? Experiența cu primul sărut... Ce semnale, mă, oameni? Semnalul? Gata.
Mă auzi? Da. Mă auzi? E bine? Experiența cu primul sărut... Mersi. Cred că am dat dinți în dinți atunci, cu respectiv. Oh. Nu mai țin minte că era de mult, nu știu, aveam de 11, 12, 13 ani, mai știu. Te pup, Cezar, mustră ochiul. Da, stop, tapur, da, stop, tapur, da, stop, tapur. Hai, da, tap, tap, hai, da, să-i faci, cum ești. Hai, dacă nu pierdem, hai, da. Cu firadu. Hai, da, na, hai, da. Da, deci asta era întrebarea, bun. Fumează americanii ăștia la iarbă de Doamne ferește. Da. Așa, a treia întrebare este... Ok, avem ori trei, hai, da. Patru cadouri. Păi și dacă se poate altceva în afară de trandafiri? Numai trandafiri și suporți. Nu, dar în principiu nu toate cadourile se pun, să știi. Na bine. Da, haida, haida. El a rămas fixat. Da, haida, haida, spune. Haida. Bun, stai ca să pun o întrebare pertinentă, nu? Ori trei, ori trei. Hai băieții să-l bate. Hai. Mai auzi ce s-a băi. Cum băieții, bă, alo. Păi băieții să te bătă, fetele. Na, hai dați, hai dați, ai mei. 3, 2, 1 și... Hai da. Aștept întrebarea, dragă Bianca. Da, da, știu, știu. Cum a fost cea mai nașpa întâlnire pe care ai avut-o? Triplu. Alice, Mariana, vă mulțumesc. Uite, bine, conduc. Ah, ok, grea că nu m-ai auzit, că e ca gălăgei pe aici. Ieri? Drumuri bune. Ieri am clasa A. A, ce clasă eram? Nu mai țin minte, eram mic oricum. Și mergeam cu autobuzul. Am venit cu autobuzul de la școală și trebuia să mă întâlnesc cu o fată pe care am cunoscut-o pe Facebook, da? Și eram în autobuz și am așteptat în stație. Și avea poze numai la față. Și la față arăta foarte frumos. Bă, omule, și când stăteam în autobuz așa, și am trecut prin stație și am văzut-o, dar parcă voiam să zic că nu ea. Și când am văzut-o ce... Așa? Da, da, da. Am înțeles. N-ai mai coborât. Da. Ba, am coborât, că nu pot să fiu așa nesimțit. Și asta cu ea acolo și pe Facebook am... Mai grijă la ochilac, să nu te iubesc. Na, și atât am vorbit acolo. Dar ce vorbeam nu era ca pe Facebook. Deci pe Facebook am vorbit una și când ne-am întâlnit am vorbit alta. Și a fost atâta foarte... Na. Bă, dar tu mă bați rău, bă. Ce-s? I-am dat bloc. N-am putere acum. Cât e ceasul acasă? Cât e ceasul acasă? 12, cred. Sau să ajung, o să ne băgăm în lift și nu o să mai avem semnal. Haide. El a rămas fixat pe haide. Uite, e 12 acasă. Păi de asta n-am eu audiență la ora asta. Deci sunt liga de 1. Ai scăzut. Mult? Din D1, din D5 în D1. Cum am scăzut? Am înțeles că în C1. Cred că scrie. No, numărul 99 la live-uri populare. A, e bine. Mișcă cu inimioare. Da, hai, da, mai dați inimioare și dați... Inimioara de mail. Hai, inimioara de mail. Mai bătut, nu? E un punct. Da. Da, bine, hai că mai trebuie să spun întrebări și după aia trebuie să mănânc aici. Și să facem TikTok. Da, hai, da, spune. Te ascult. Tu auzi, mă? Da. Da, trebuie să vă spun și tu acum, hai. Ia treabă și pe Alex. Întrebare pentru Alex, da? Da, te aude. Ce n-ai purtea ierta de la partenera de lângă tine? Hai bă, stai, alo, stai care 14 ani, stai. De ce contează? Întreabă-mă pe mine, el nu știe încă din astea, te rog, lasă să-și crească copii. Ești C5, auzi? C5, nu contează. Ce n-ai putea să ieși de la partenera de lângă tine, adică de la...
ce să nu ierți? Dacă te înșeală, ai putea să ierți. Nu contează. Alex. Da, ți-am zis. Alex, ce-i aia? Ce-i aia? Ce defecte ai? Ce-i aia? Da, nu știi în română, hai. Hai zi tu. Ce n-aș putea să iert de la persoana de lângă mine? Înșelatul, clar. Nu sunt de acord deloc. Deci eu, un om care înșală, eu n-aș pune să facă 10 ani de pușcărie. Deci fidelitatea... E groasă pentru mine, nu. Nu, nu vreau, nu-mi place. Așa. Eu nu înșel, așa că am pretenția ca nici tu să nu înșel. Nu tu. Înțelegi? Ok. Și ce n-aș mai ierta? N-aș ierta pe viitor minciunile grave, că na, de mințitor cum o să se mai mintă. Așa. Și atât. Așa. Care este partea cea mai importantă a unei femei? Creierul. În afară de creier. La ce uit prima dată? Nu, no, fizic. La fizic? De la gât în jos. Tot. De la gât în jos e foarte important? Bă, e important tot, că e un combo, na. Acum... Păi de la gât în jos sau de la cap în jos? Păi e important tot aspectul fizic. Păi ai zis că de la gât în jos, de la gât în jos înseamnă fără cap. Păi și cu tot cu cap, dar dacă trebuie să aleg... Na. Dintre ce trebuie să aleg? Pune-mă tu. De aici până la ultima unghie. Nu cel știu. Acum dacă o să... Deci să aibă așa, până în 60 și un pic de chile, până în 1,70, să aibă dinți frumoși, dantură frumoasă, ochii nu mă interesează, părul nu mă interesează, să aibă păr, dar... Da. Băi, ți-am spus două lucruri mai importante. Uite, Uite la mine, eu răspund, adică e destul de foarte important spre locul 1, buzele. Nu. No. Păi și mă încadrez? Aia, ce întrebare? Nu știu, nu se vede bine pe TikTok. Da, bine. Și hai mai o întrebare, că trebuie să las restaurant și trebuie să fac TikTok. Și a treia întrebare este... cum ai reacționat dacă ai fi acum să te duci la un club și ar veni o tipă la tine care te place mult? Așa, și cum aș reacționa în starea mea actuală, adică în rolul de bărbat singur? Da. Și ea ce să-mi zică? Ea vine la tine și zice... Bună, te-am urmărit toată seara și mi-a plăcut de tine, ești simpatic. I-aș da numărul meu de telefon și i-a spune, dragă, astăzi sunt cu prietenii mei, vreau să mă distrez, dacă vrei ne întâlnim de mâine încolo. Acum am venit să mă distrez, nu o să agăți. Dacă cumva beau ceva și se întâmplă să așa, îi spun, la final, ce facem? Mergem împreună? Ai planul pentru seara asta în continuare? Da. Hai, dragă, poftă mare, te pup. Hai, pusi, Bianca, pa. Vă pup pe toți, ai mei, vă pup pe toți și ne vedem mâine, fac live de la ce oră facem noi mâine? Ora României. Zi. La ce? Pe când? Până la 5. Dar tu și așa dor până la 3 după masă. Vedem mâine. Vă pup, pa! Ciao, ciao, mai zi.